Vă salut, dragi pescari! Astăzi, din nou, vom prezenta câteva mânturi, pentru că tot e iarnă și nu prea putem pescui, cu toate că temperatura de afară ne-ar permite să facem chestia asta. M-am gândit să facem câteva mânturi și să vă prezint mânturile care, pentru 2019, pentru noi, au fost mânturile care au dat cel mai bun randament. Curveshank. Sper că se vede. Da. Deci câligul ăsta o să-l folosim. O să folosesc un fir mătăsos de la Fox de 20 de livre. Da. Voi folosi niște stopăre, ca să vedem ce stopăre avem aici, niște stopăre clasice galbene. Da. Și voi avea de pus și un anti-tangle. Ca să vedem unde este anti-tangle la mine, trusa asta dezordonată. Asta se întâmplă după ce venim după un sezon. Aha, ia uitați. Asta este un con anti-tangle de la Solar. Este un con negru. Ok, haideți să vedem. Și bineînțeles o să iau și cânoacul. Și am eu aici și o forfecuță foarte, foarte șmecheră, pe că o știți deja, de la Rich Monkey. Anul ăsta ne-am folosit mai multe tipuri de mânturi, însă acum o să vă prezint mântura care a dat randament pe absolut toate bărțile. Este o mântură pe care și voi sunt convins că o folosiți atunci când pescuiți la carpă. Da? Deci ăsta este atât de mătăsos încât vedeți și voi. Cămașa, este un fir cu cămașă. Cămașa se îndepărtează cu ajutorul unghiei. Dar totuși o să folosesc această forfecă. De aici până aici. Vedeți, sunt undeva la 10 cm. Cam 10 cm am decojit. Bineînțeles că o să punem acest opritor.
pot să fac eu aici în capăt. Bucla pentru firul de păr. Cam așa. Să bag acest knot puller. Și o să-mi strâng un pic nodul. Îndepărtez surplusul cu ajutorul foarfecii. Da. Cam așa. Va fi undeva de aici. Acum, bineînțeles că vom adăuga câligul. Spre exterior, spre interior, mergem câligul până jos. Ajustăm această lungime a firului de păr. Da? Cam atât o să-l las, undeva la 2,5 cm. Și acum o să încep să matisez. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 și cam atât. Ne întoarcem la fel, dinspre exterior, dinspre exteriorul câligului, dinspre exteriorul ochetului, spre partea lui interioară. Da? Vedeți că firul de păr se află fix pe mijlocul tijei câligului. O să iau, să îndepărtez cu acesta surplus de cămașă. Și acum, bineînțeles, cu nod puller-ul voi strânge foarte bine nodul. O să introduc imediat și anti-tangle-ul. Și asta este montura pe care noi am folosit-o anul acesta și care ne-a dat rezultate foarte, foarte bune. Montura simplă, fără varnish, fără liner, fără anou. Este o montură pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Da? Cam asta este montura pe care ne-am folosit-o în aproape toate partidele noastre, pe lângă, bineînțeles, alte tipuri de monturi pe care la momentul respectiv noi am considerat că ne putem baza. Pe lângă aceste monturi am mai folosit, bineînțeles, și Roni Rig-ul. Deja cred că v-ați obișnuit cu noi. În fiecare partidă vă prezentăm câte un Roni care, bineînțeles, scoate câte un pește.
Am mai folosit și montura de rig 360, în special pentru pop-up-uri, dar și montura clasică cu spumă flotantă, cu boabe uscate pentru ten. Această montură o folosim în special, pe care tocmai v-am prezentat-o, o folosim în special pentru crap comun. Da? În funcție de cum se hrănește peștele, ca și dimensiune, vom ajusta acest fir de păr. Câligul acesta de la Ridgemark este un câlig care, din punctul meu de vedere, se pretează pe cam toate anotimpurile pe parcursul unui an de zile. Numărul 6 putem pescui foarte, foarte ușor și foarte bine, atât primăvara, da, când peștele este un pic mai apatic, dar și vara când se hrănește din abundență. Cam asta e montura. Vă voi prezenta imediat și montura 360. Este o montură care se pretează foarte bine pescuitului cu pop-up-uri. Este foarte, foarte asemănătoare Ronin rigului, doar că la montura 360 nu vom mai folosi acel con termocontractant și nu vom folosi agrafa rapidă așa cum o folosim la Ronin. Da? Mulțumesc că ați văzut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal, nu uitați de giveaway, cum ajungem la 1000 de abonați, vom da 3 premii abonaților noștri, un scaun de la Fox R1 Camo, un penar pentru riguri rigid de la Fox și 5 kg de boilesuri. Pentru boilesuri încă nu m-am hotărât, dar vă garantez că vor fi boilesuri calitative. Încă o dată, nu uitați să vă abonați, să lăsați un coment, un like și să ne auzim cu bine în următorul clip. V-am pupat, toate cele bune, pa, pa.